Bună dimineața tuturor. Bine v-am găsit. Invitatul zilei este Radu Paraschivescu, scriitor, jurnalist, editor la Humanitas, autorul unei noi colecții de perle românești. Strânse în volumul Noi Vorbim, nu Gândim, lansat săptămâna trecută la Bookfest. Vom vorbi, bineînțeles, pe larg despre acest volum, dar aș vrea să începem cu știrea din actualitatea săptămânii, care te-a pasionat poate cel mai mult, cu siguranță, Radu, chiar dacă nu cred că te-a surprins. Este vorba despre noul, ultimul, deci și poate cel mai mare scandal de până acum din istoria FIFA, în urma arestării a șapte lideri importanței organizației, miercuri la Zurich, chiar înaintea congresului care trebuia să lungă pe președintele Sepp Blatter pentru un al cincilea mandat consecutiv. Trebuie să precizez că emisiunea este înregistrată, la ora la care vorbim alegerile nu au avut încă loc, dar... Procesul de ungere, bună dimineața, cu care este. Procesul de ungere este în plină desfășurare și bănuiesc că, în ciuda acestor scandaluri, din nou zguduitoare, cum au mai fost, nu știu câte Hai. până acum, în ceea ce privește FIFA, în ciuda acestor scandaluri, eu cred că, că Blatter va fi reales. Deci are o forță de a propaga răul acolo, în vârful piramidei FIFA, care nu l-am piericat nici până acum să știu, să pună tălpi justiției, să vină și să sermonizeze Gesturi largi, tot ce se întâmplă în neregulă de de scoțându-se din peisaj, punându-se între paranteze, autosuspendându-se cumva din toată ecuația. Da, și ieri ultima declarație a fost: da. Nu pot să-i controlez pe toți? Sigur. Uh, bun. Acum, în momentul în care justiția americană va interveni dur și eficient, cum pare să o facă, în prima lună de mandat a noului secretar pentru justiție, a Loretei Lynch, s-ar putea ca drumul, crearea fraudei să, să se subțieze un pic, să îngusteze. Eu nu pot să fiu optimist. Am văzut colegi, i-am auzit pronosticând căderea în sfârșit cu zgomota lui Blatter, acum în apusul carierei și al vârstei. Am impresia că nu se va întâmpla locul, lucrul ăsta. Dacă s-ar fi întâmplat, probabil că Blatter ar fi acceptat amânarea alegerilor, așa cum i-a sugerat, ca să nu zic, i-a impus Michel Platini. Bine, dar asta a fost pe ultima sută de metri, acum, sută, de miercuri, da. adică poate că era prea târziu pentru o amânare, nu știu, din punctul tactic de vedere. Da, oamenii erau adunați acolo, deja s-ar fi pus probleme în cheltuieli făcute, nu mai puteai să, să schimbi nimic în ceasul ultim, cred însă că Uh, în ciuda acestei intervenții uh, a justiției FBI-ului, uh, Blatter va fi reales. El are o platformă africană extraordinar de, de solidă, are sprijinul țărilor mici, nu doar din Africa, uh, are o poziție europe, deși el este european, uh, însă setul lui de, de promisiuni a cucerit țările nedezvoltate din punct de vedere fotbalistic, acolo s-au desfășurat largi manevre de infrastructură, s-a creat infrastructură, în unele s-a mimat, în altele s-a creat o infrastructură șubredă, dar până la urmă ceva din toate promisiunile lui Blatter s-a s-a îndeplinit acolo. Ori câtă vreme Africa de Sud a primit deja o cupă mondială în 2010, câte vreme se excită și alte fantasme naționaliste la nivel de țări arabe, la nivel de alte țări africane, la nivel de coorganizare, bănuiesc că până la urmă votul din Vanuatu, fiind echivalentul votului francez sau englez sau german, exact. la numărătoare plater va câștiga. Mai e un aspect, Radu cu care e interesant de evocat. Michel Platini, care este foarte vocal și un critic virulent, da, a lui Seblatter și nu de ieri, nici în urma acestei ultime, ultimul, acestui ultim scandal, are tot interesul, tactic vorbind, ca Blatter să fie reales pentru că va fi sigur că va umfla el uh, miza, ca să mă exprim așa, mm. la următoarele elegeri în 2019. Platini e un tactician uh, da, care știe să manevreze și el și uh, are toate șansele cu Blatter decât să dea peste un prinț alii, deci uh -huh. pe iordanianul care este contra candidatului Blatter, care la, cred că are nicio, 39 de ani, n-are de ani. vorbim de un Dar deci, da, 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 dacă vine de cu croc. un mandat, o să vrea mai multe, chiar dacă a promis, ca și Blatter, că va face Asigur, numai... Sigur, nu. Platini joacă fotbalul cu instrumentele șahului, deci îl vedem mult mai departe și, într-adevăr, pentru cine nu cunoaște nimic mm -hmm. despre UEFA și FIFA, prestația lui încântă. Uh, el încearcă să transforme UEFA în ceva feciorelnic, ceea ce noi știm <laughs> că nu e cazul. <laughs> e, adică ne gândim la ultimele, la ultima ediție a Campionatului European, organizat cu mari eforturi și cu mari lacune de Polonia și Ucraina, cu problemele pe care le-au avut turiștii suedezi mm. acolo, condițiile de cazare, condițiile de infrastructură care n au corespuns ne dăm seama că nici UEFA nu este un produs boreal, ci este la rândul ei o organizație viciată de destule beteșuguri. Însă, într-adevăr, avem ceea ce avem de multe ori și în politică, ales, de ales între două orele. Platinii pare rău mai mic și cred că este răul mai mic. Blater este continuatorul lui Joao Havelange, la rândul lui un personaj discutabil și discutat îndelung. Blater a fost secretar general lui Havelange. Și există Am o ștafetă... Totul. Da, există o ștafetă fraude care s-a transmis foarte lin, foarte fluent, convingător, uh, și în care se găsesc oameni implicați acum, nu neapărat între cei uh, reținuțieri, uh, dar oameni care au cultivat frauda cu, cu eroism. Uh, familia Warner, de exemplu, domnul Jack ce, Warner ce. este președintele Federației din uh, Trinidad, mi se din pare. Trinidad Tobago și da. este printre cei șapte la sățării. Și care are doi băieți, Darian și Daryl, la rândul lor fabricanți de acte de corupție. Mm. Eh, uh, prin urmare, ce avem noi acolo la la FIFA este greu de descălcit și greu de povestit. Au încercat ziariști, au încercat să pătrundă acolo, i-au reușit în bună măsură să livreze ceva din tabloul ăla, dar ce au făcut ei până acum, din păcate, nu s-a soldat cu, cu rezultate eficiente, cu rezultate concrete. Dacă n-au un DNA și acolo? Da, poate ar, fi nevoie, poate ar fi nevoie, deși mă tem că ar fi cea mai ocupată instituție din lume, un DNA al fotbalului sau un DNA al, al FIFA. Haideți e și ocazia să revenim puțin la, la România, la Steaua, Campionat Național. Uh... Da. Cucerit pentru a treia oară la rând Gigi Becali în triumf, el nu, antrenorii, nu că mm. antrenorul, pardon, uh, Antenor e un tip ponderat oricum da. și este Cum? un tip aflat la final de supliciu. Mi Așa mi s-a părut. Aș ce înseamnă te... asta realmente ca valoare? Ce valoare are un al treilea titlu consecutiv, chiar și pentru Steaua, care nu se mai cheamă Steaua, și care iar visează la grupele religii uh -huh. a campionilor, ceea ce e greu de presupus că se va realiza. În trei normal ture nu se va realiza. Da. Uh, are valoarea califică. pe care o are titlul de Chiorința Raulpilor. Exact asta. Deci este chiarul din țara orbilor. Este echipa nu mai bună decât celelalte, dar mai puțin slabă decât celelalte. Este, am spus și ieri într-o emisiune, este campioana pasivă sau campioana sterilă a ultimei etape când ea n-a câștigat. Era obligată să câștige ca să ia campionatul. campionat. Da, să dar nici sigură. Târgu Mureș n-a câștigat. Dar titlul i-a fost livrat dinspre Târgu Mureș mm. de serviciu a fost Oțelul Galați, care i-a servit pe tavă acest titlu, ceea ce spune mult despre campionatul nostru, care este tragicomic până la urmă. Oțelul Galați este echipa care retrogradează de pe ultimul loc. În același timp ea bate Târgu Mureșul la Târgu Mureș cu 2-1, bate Steaua la București cu 2-1, Târgu Mureșul bate Steaua dus întors de două ori și campionatul ia Steaua. Și Asta e Steaua. Ce credibilitate! nu, deci cineva care urmărește, eu vă mărturisesc sincer, mi-e foarte greu să mă implic în urmărirea campionatului mm -hmm. pentru că nu are niciun fel de logică să nu uităm că Oțelul Galați acum câțiva ani era campionul acuma campionul Totul este uh, aranjat, totul e trucat, totul e mm, lăsat în voia întâmplării, nici nu știu cum să, cum să te întreb. Da, deci, nu e, pentru nu e un observator uh, atent ca tine. Uh, E greu de crezut că totuși fiecare meci e trucat și aranjat. Nu, nu nici vorbă. Nu. Nici Sunt câteva. Au fost Pai. câteva meciuri uh, disputate în cheia complicității afabile. Uh, okay. nici noi nu pățim nimic dacă pierdem. Voi, în schimb, parcă, parcă ați câștigat ceva dacă bateți și atunci hai să bateți voi. Dar n-a fost, fost, un, un sistem de, de, corupție în campionat, cum a fost în alte ediții, să nu uităm mm. acum vreo 10-15 ani, se știa de la început cine e campioană. Lucrurile au apărut după aceea în presă și lumea aproape că nu le-a crezut. Nu. Acum avem de -a face mai multe forme de impotență și de instabilitate și de pripeală în decizii și de management prost, atâta tot. La asta se adaugă și faptul că anumite echipe și-au avut conducătorii închiși și lucrul ăsta a, a cântărit, vesteau. Însă, până la urmă, vorbim despre un sistem de, despre campanie de transfer proaste, despre o penurie valorică enormă, oamenii veseli din, din fotbal susțin în continuare că rezervorul de talente produce. Mă îndoiesc nu știu, produce. nici eu nu văd pe nicăieri da, La adică echipele mari vreun nou jucător român Acum vreo două trei luni Marea promisiune se numea de Delciaru, de la Dinamo Pe care echipurile ar fi vizat Sampdoria Delcearu a făcut două meciuri perfect penibile Unul după altul Iar el nu se califică nici pentru rolul de rezervă da, la Sampdoria Și să mă ierte Dumnezeu, Sampdoria nu e echipă mare Nu e, da, adică nu, nu e Juventus Nu e Barcelona no. Bun, Deci asta spun, e un campionat mic înghesuit de datorii, un campionat în care echipele cu adevărat uh, importante sunt DNA-ul și Comisia de Licențiere, ăștia sunt adresarii mm. redutabili de fapt, un campionat în care uh, cuvântul principal n-a mai fost victorie, a fost insolvență, insolvența a fost fie politică, fie alibi pentru destule echipe, un campionat în care grija predominantă a fost grija de a-ți plăti colaboratorii, de a-ți plăti utilitățile, de a-ți plăti partenerii, terții, jucătorii și dacă toate astea sunt rezolvate, atunci abia ne putem gândi la fotbal, ceea ce este uh, strânjenitor. De aici rezultatele proaste, de aici echipele înșpagat în campionat, care nu știau exact dacă trag să scape de retrogradare sau să se califice în Europa League, deci am avut situații de un ridicol perfect. CFR Cluj era amenințată până săptămâna trecută cu retrogradarea, iar acum jucătorii ei spun e, dacă l-am fi, fi avut pe X antenor în continuare, mm. trăgeam la titlu, poate îl și câștiga. Și nu era uh, imposibil, da. poate. Da, da. Un asemenea campionat nu poate produce valoare. Uh, există un post de televiziune care pompează bani în el și asta este colacul de salvare pentru trei sferturi din Liga 1. Fără drepturile de televiziune, echipele alea ar fi în aer. Dar cât timp va mai continua să uite lumea? Da, Spectacolul lumea este uite. extrem o de anost ca să fiu da, politicos. Uh, exact. Însă, într-o splendoare de meci, Valencia-Sevilla din campionatul Spaniei și o bălteală sinistră între Oțelul Galați și Concordia Chiajna, o să râzi lumea să mai mult la Oțelul Concordia Chiajna. Este fascinația pentru mediocritatea autohtonă care bate atracția pe care o poate da un meci de afară. Sigur, nu vorbim aici de Real, Barcelona, Juventus, Man United, Man City. Nu, uh, am scos Chelsea și da. o vitrină da. separată. n-ai spus nimic de Paris Saint-Germain, dar mă rog, treacă. Da, treacă, bun, treacă, treacă. <laughs> <laughs> uitat unde sunt. Uh, da, nu, mă uit acolo, mă uit la, la, echipele mari din... Uh, nu, 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 era, era numai un, Eu știu. un, un clan 2. Da. Uh, și apropo de Franța, eu nu uit atmosfera de la Nantes. Am văzut niște da. meciuri, dacă n-am fost la Nantes, dar am văzut meciuri de pe la în anii 90. Da, da, da. Echipa da. a fost absolut divină. A fost cu Patrice Loco, cu uh, Nicola Huedec, Cu Oedec, da. bon. uh, Pedros. Așa. Da, Reynald Pedros. Reynald Pedros. De uh, asta spun, avem un campionat anemiat, uh, pe de o parte din lipsă de fonduri, pe de altă parte din lipsă uh, de valoare. Dacă interesul așa, uh, puțin cum el, ar fi dublat de niște investiții corecte și de campanie de transferări uh, eficiente, atunci campionatul s-ar putea ridica un pic, nu mult la cum arată lucrurile acum, noi ne ducem în cupele europene ca să avem de unde să ne întoarcem. Și ăsta e singurul scop. Dar, paradoxal, naționala merge bine. Naționala merge mai puțin prost M decât, locul care, decât locul pe care am fi zis noi că o să-l ocupe. Este o națională care prin comparație cu campionatul de unde provine, iese în câștig, mm. dar este o națională plasată iarăși de sorți într-o grupă ultra-favorabilă. Adică dacă da. noi ne-am fi ales adversarii, ni mai s ar fi de nu libertate, nu putem alege mai bine. Nu. Nu. Și uh, plus căderea greciei, care, care nimeni e, asta nu aștepta spun. la nivelul... Să spun, că adică avem o Grecie care da. este în plus de mineralizare, da. Da, cu niște jucători mm. mm. de vârsta noastră, mm. dacă mm. nu mai mari, cu un antrenor care Mă rog, a fost demis între timp, Pranierii de el. mi da. legătura cu fotbalul. O echipă impotentă, de vlag, o echipă care nu mai știa nici măcar să lovească locul în care ei ce erau îl foarte bine. Făceau bine, de tot. <laughs> da. e, uh, avem Irlanda de Nord, care era un outsider total și care acum amenință România uh, de pe locul 2. Urmează meciul direct mm -hmm. pe 13 iunie. Avem o Finlandă care n-a fost niciodată un bau-bau. Uh, iar restul echipelor, mă rog, nu, nu mai trebuie pomenite. Deci, în condițiile astea și în condițiile în care uh, accesul la Campionatul European la turneul final se face atât de ușor, doar dacă nu vrem, mai putem să ratăm acum calificarea. Deci, dacă în situația asta noi nu ne calificăm înseamnă că am vrut să nu ne calificăm altfel nu se poate. pardon să ne scuze cei care uh, ne ascultă, o să mai stăm puțin pe sport pentru că <laughs> rar am ocazia să uh, mă amus cu, uh, cu un invitat și să, să am o conversație agrabilă pe, și bine informată pe tema asta uh, ce gândești de Iordănescu, antrenor, uh, ce părere ai uh, Rămânem pe nostalgia trecutului, ce mai Înseamnă astăzi uh, plusul lui Iordănescu? Da, nu știu dacă da, este plus. E, nu e o Iordone, întrebare da, nu, este... Noi cred că suntem antrenați de amintirea lui Iordănescu exact. la ora In, asta. Da. da, adică nu, el acum nu cred că mai poate produce ceva. Nu pare nici genul de om, nu pare, nu știu cum e, dar nu pare genul de om care să, cu treiere, halucinat internetul și să descopere <laughs> formule de joc, sisteme de joc, eventual și în alte limbi, decât limba mm. română. Ori din partea lui nu putem aștepta o prospețime. Putem aștepta Iordănescu și când a fost în glorie, a fost un excepțional antrenor de menținere a unei echipe. O echipă pe care, în bună măsură, i-au făcut-o alții, adică Iene și Dinu, mm. și pe care el a dus-o în 94 mm. și 98 și a obținut în 94 aproape uh, maximumul iar în 98. Uh, Mă rog, ne-am înșelat mm. un pic în meciul cu Croația, lumea se aștepta la altceva. Uh, este un antenor de, de întreținere, nu este un antenor de format echipe, cum a fost Lucescu, de pildă. Uh, sigur, Lucescu e un pic mai, mai în decât Iordănescu, dar Lucescu e un antenor cu viziune. Uh, Iordănescu este un antenor cu disciplină, cu metodă semicazonă sau chiar cazonă, mm. Adică nu-i uit pe ziariști și fotoreporterii care să cățărau prin copaci ca să obțină o poză de la cantonament, în timp ce brazilienii aveau masă deschisă da. cu toți ziariști brazilieni în campionat. S-a întâmplat și la casă mai mare în Franța da. cu Raymond Domenic, exact. ca să nu. Da, da, da. Nici Jaquen a fost Nici a fost cordial, de o tendreță de, de absolută da. și de o deschidere de mm -hmm. desăvârșită. Da, ori Iordanescu este acum o plombă la, care probabil că va fi eficientă pe mm. termen scurt, mă gândesc. Adică după turneul final, eu nu-l văd pe Iordanescu. Mm. rămânând. El oricum a pendulat între politică și uh, sport, uh, a avut uh, poziții contradictorii câteodată, ba a lăudat steaua cu asupra de măsură, ba mm. a criticat-o și s-a mm. expus anumitor replici uh, urzicate mm. dinspre conducere um, și cred că nu mai are suflu un, da. pe care îl pretinde uh, o echipă mm. națională. Un cuvânt despre tenis, surpriza Halep la Holongaos, mm. cum explici? Zi fără 哈。Ha, um Nu știu, cred că este într-un minus mental, în primul rând, pe părerea mea. Adică am mai văzut o lipsită de, de concentrare. Și am văzut vlaga și deplasările, deci punctul da. foarte, deci să nu știu, să mișcă da. mult greu. De lucru. Are mm. mult de lucru. Eu înțeleg că este într-o... E foarte greu să gestionezi victoriile și să, să nu te inflamezi mai mult decât e cazul. Ori cred că are aici mici lucruri de, de retușat. Dar cred nu care... s-a făcut prea multe răboi și aici în România cu făcut... erou național, da. cu... Da, Finală cu avem puține, s -s, atât de puține cauze naționale bune, încât în momentul când apare una care e pasibilă de acest tratament, sărim asupra ei. Eu nu cred că un sportiv trebuie transformat în cauză națională. Mi mm. Se pare uh, stânjenitor pentru sportiv, în primul rând. Ori Simona Halep a jucat rolul pe care l-a jucat Olchimu. Acum câțiva exact, ani, în sfârșit, și fetele, da, da, adică fetele noastre. Adică, nu le mai avem pe fetele noastre de aur de la gimnastică, da. har domnului că nu le mai avem, pentru că <hânt> el nu se pare sport. Am uh, asumat cauza Olchimului, acum o asumăm pe Simona Halep. Eu cred că e bine să, să o lăsăm să-și revină, pentru că are nevoie de niște reglaje. Jocul ei la file încă e palid, serviciul ei încă e lipsit de forță. Uh, S-ar putea să avem o altă campioană. Culmea, pe terenuri care nu-i sunt comode, pe, pe terenuri dure, pentru că zgura unde e, ea se simte teoretic mai bine a fost spațiul pe care a clacat. Cu Radu Paraschivescu vorbim acum despre ultima sa carte apărută deci la editura Humanitas. Aș vrea să vă citesc un extras din Andrei Pleșu, dintr-un articol publicat pe 25 mai, care se cheamă Noi vorbim, nu citim și nu gândim în adevărul, cred dacă nu mă înșel. Mm -hmm. Unii, citesc, da, din Andrei Pleșu, unii ar putea crede că Radu Paraschivescu și-a făcut un hobby frivol din colecționarea deșeurilor lingvistice ale ambianței autohtone, că tot ceea ce vrea este să ne amuze. Nimic mai neadevărat, Radu Paraschivescu face o igienică operațiune de avertizare. Trage alarma. Și vin și eu și întreb, nu e prea târziu? Acum am avut ocazia, mă rog, am început nu, serialul ăsta în 2006. Asta e ideea, de acolo da. să plecăm. A, atunci mi s-a iubit prilejul și atunci, adevărat, am cristalizat și eu gândul ăsta că o serie de volume de genul ăsta, cu legeri de, de năzbâtii, de eructații neuronale, așa le spun, ar putea avea efect. Acum, dacă tragi alarma în fața unei populații surde... La un moment dat faci febră musculară de pomană. Uh, ideea este ce ecouri ai din 2006 până acum. Sunt mai multe tipuri de ecouri. Primul este ecou de vânzări, de care nu poți să fac abstracție. Sunt cărți cu vandabilitate bună și cu de niște râzi, tiraje asigurate. Râzi în hote la da, fiecare da, parte. Da, da. da, râzi și după aia, în mod trebuie să cazi pe gânduri exact. pentru că oamenii de care râzi sunt oamenii care te reprezintă, sunt oamenii care fac legi în numele tău, sunt oamenii care conduc companii, sunt oamenii care asigură segmentul de sus și sunt oamenii care pot fi luați sau pot fi confundați cu niște modele. De cele mai multe ori nu sunt. Te întrerup pentru că vreau să exemplificăm, da? Deci, citez din uh, carte, întorci și al doilea obrazi, și pe al treilea, și pe al patrulea, dar la un moment dat nu mai ai obraz și trebuie să reacționezi, spune Liviu Dragnea. E un fel de dublu Ianus, de exact. așa se cheamă. Deci, alți oameni care uh, ne reprezintă, da. domnul Nughiș este absolut abisal. Cât uși de puțin contează, oricât de mult. Da, 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 da. Asta întotdeauna, mm -hmm. spune el. Da, pe păi o încadrare perfectă da. și definitivă. Și Monica Tatoiu ne asigură că citesc din nou, copilul meu a știut ce înseamnă pedofilia de la 3-4 ani. Monica Datoi are o uh, relație complicată cu lumescul pentru că tot domnia sa dădea în urmă cu un deceniu o afirmație de genul în începând din 1994 sexualitatea mea începe să fie neutră. Mai depinde cum citești lucrul ăsta. Eu pot să-l interpretez e, în diverse grile cu diverse perechi de ochelari dar oricum e o declarație misterioasă și pe care am consemnat-o, evident. Uh, Lângă cea lui Gigi Becali care, dacă mi aduc bine aminte, uh, spunea că s-a săturat ca fetele lui ei sunt pozate în toate, în toate pozițiile. pozițiile și... Da, da, da. 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 Uh, una dintre cheile de lectură probabile sau posibile ale acestor cărți este cheia imposturii. Uh, cred că avem de-a face cu mulți impostori care sunt prinși în peniță aici sau în tastatura, mă rog. Uh, domnul de care ai amintit se numără printre ei. Sunt oameni care, pe de-o parte, folosesc cuvinte care nu le știu sensul. Din categoria eu, în tinerețea mea, eram anfitrion pe unde mă duceam. <laughs> Uh, <laughs> și sunt oameni care vor să fie Dar să, să dăm și autorul Da, de... da noi am spus no, că pe omul okay. ăsta nu-l mai evoc Pentru că încerc să-l să no. scot din viață și din preocupări Și cred că reușesc uh, Și există oameni colindați de uh, Știu eu, voluptatea de a fi altcineva decât sunt de fapt și oameni care atunci uh, practică filozofarea uh, aparent adâncă, de fapt uh, puerilă și, și rizibilă. Uh, sunt oameni care le place să pozeze în gânditori, deși ei cântă romanțe. Sunt oameni care le place să pozeze în guru, deși ei sunt masuri. Uh, și așa mai departe. E, și din așa ceva e compusă cartea asta, de oameni care și-au uitat rostul, sau care nu și-l cunosc precis nici la ora asta, și care încearcă să ocupe un loc care nu le este rezervat, încearcă să se infiltreze, să colonizeze un spațiu. Păi n-ar fi mai bine să facă, cum zice de altfel Dumitru Dragomir, din care citesc cu voluptate, citești azi, citești mâine, citești poimine, te apucă pandalile, fratele meu. Ești mai bine nu. E un strigă de deznădejde. Exact, ce, până unde. Vezi, liga profesionistă, fosta liga profesionistă, cotropită de cărți, de bibliotecă, de Borges. Dumitru Dragomir surpat de ofensiva adusă de Borges. un loc de Maradona. Da poate că undeva are dreptate spunând- ne ia mai lăsați-ne în pace dacă nu vrem da. nu citim și da, rămânem Sigur. în mânca noastră asta aici, e mai greu aici a? e greu, Aici e greu, adică domnul Dragomir, că tot pomenesc de el s-a fixat singur în ipostaza oracularului da? deci este a, profetic bine, tot ce da, faci, e oracolul indiferent, că din cum, nu mai știu din de Bălcești, unde. -un bălcești da. Da. nimeni n-a stat să calculeze că, sau să adune și să vadă că 80% din profețiile lui sunt false Uh, dar pentru că a apucat odată să spună că se termină 2-0 și s-a terminat 2-0, el este acum uh, mm. luat la microfon, de, luat la telefon de toate posturile și descusut cu privire la viitorul mm. normal nu numai al fotbalului, al lumii, mm. al vieții. Eh, adică încă n-au discutat cu Dumitru Dragomir despre bosonul lui Higgs, dar la un moment dat da, bă, poate se va ajunge și acolo. Criza da. din Kosovo? Da, poate? da, ei, acolo e, deja cred că poate emite păreri. Uh, nu și vina presiei pe undeva? Da, sincer. Sigur. Păi, uh, presa a avut ceea ce se cheamă sindromul Frankenstein. Ea a creat o grămadă de monștri de laborator care s-au ridicat după masă și au început să umble. Și pe care presa nu i-a mai putut aduce după aia, savantul, nu i-a mai putut aduce în laborator. I-au plecat uh, prin lume și pierdutele le-a fost urma. E. Numai că acestor oameni urma nu le este pierdută. Sunt oameni căutați, uh, sunt oameni. Uh, repuși în circuit fără să fie avut un merit. Mă uit la acest domn care uh, conduce steaua, da? Uh, presa a dus-o foarte bine și fără el. Câtă vreme uh, el nu a mai dat declarații, ziarele au apărut în continuare, emisiunile de televiziune s-au ținut în continuare, emisiunile de analiză fotbalistică și așa mai departe. Viața a mers la fel. Uh, e bine, omul a fost uh, luat după eliberare din poarta închisorii și proptit la microfon. Și atunci. Unde a explicat că nu va mai vorbi de altfel? Păi, așa și începe fiecare apariție. Eu nu voiam să intru în direct. Mm. Eu mi-am propus să nu mai vorbesc. Eu chiar n-am vrut. Deci, de acum încolo, 20-25 de ani, așa vor începe toate intervențiile. Uh, în fine, important este să, să, să vedem că în cartea asta se. Nu știu. Se dă în vilag o formă anume de impostură. Uh, și se pune accent, sau eu cel puțin încerc să pun accent pe importanța regulilor. Întâmplător în spațiu vorbirii corect și al limbii române și al exprimării. Foarte multă lume relativizează chestiunea asta și spune nu e nevoie de reguli. Putem vorbi în anacolut, în dezacord, cu ca și în loc de ca, cu decât în afirmativ, nu contează. Decât. Da. Uh, nu mai Ce contează declinare deci Nebunia asta, că am văzut că ai ai uh, folosit-o și tu, Adinaur, uh, te întreb și m-a surprins, asta cu domnia sa, deci toată lumea cu da. domnia sa. Da, da, da. da El nu da. mai există. Nu mai există, eu mai spun, mi-e place dânsuri, foarte dar, mult asta cuvântul, la... nu, nu atât uh, da, domnia sa a fost uh, nu un, știu, ce e un care mod de a re... fi prețios față de ceva care nu merită. Da, da, e o da. mod extrem de recentă și foarte asta pentru că nu, da. repet, nimeni nu mai spune el sau ea sau dânsul sau dânsa. mai uh, uh, mie ce-mi place, dintre toate astea îmi place unul pe care nu l-am amintit și anume dumnealui. A. Mie să un cuvânt care are o anumită duioșie da. și o familiaritate neprovocatoare, neostentativă, -ne da? Dar îl folosește puțină lume. E, uh, ziceam de reguli dacă încurci între ele categoriile, declinările, conjugările și vorbești cum îți vine la gură, și la gură îți vine prost de multe ori, multă lume vine și îi spune, doamne, nu e o problemă. Important e să te înțeleagă celălalt. Nu avem voie, da. Da, te întreabăți, iar revin la responsabilitatea preției, pentru că fără de milă Mă rog, milă, nu găsesc nicio cuvânt acum, în calitate profesională, să spunem. Aș vrea două citate care le-am luat în carte, fără să spun de unde vin, am vind în presă. Cadavrul unei bătrâne care a plecat de acasă în decembrie a fost găsit în canalul Dunăre Marea Neagră. Deci, asta la televizor. Și tot un comentariu pe fotbal de data asta, absolut abisal. Filozofia australienilor este ca după ce pierd mingea, tot ei să o recupereze. Ca să vezi coincidență Să pare de o limpiditate tactică, că despre asta vorbeam adinea. Da, să mai dau o declarație din volumul pe care l-am început deja, mă rog, asta va fi un exercițiu la lung pentru sfârșitul lui 2016. Eu declarația unui fotbalist, dar aici noi suntem un pic nedrept, pentru că nu avem multe de așteptat în plan retoric sau comunicațional de la fotbaliști. Dar declarația sună așa meciurile nu seamănă nici între ele nici unele cu altele. foarte frumos aici. Dacă toți suntem la capitolul ăsta și Dumnezeu să-l ierte Tirei Roland, cel mai mare poate comentator de fotbal din Franța, a lansat fără voia lui bineînțeles această frază devenită celebră și o spunea de mai multe ori. Deci a devenit ca un gimmick acum, ca un slogan un șut razant foarte aproape de poartă, la vincul nu contează, dar la mustața acolo, care șterge uh bara, -huh. este sieră de dent, c'est parei Dacă minți înăuntru, e la fel. <laughs> da, da, da. <laughs> da, aici găsim prilej de consolare. Eu nu da, sunt singuri exact, în domeniul ăsta al boatele Exact boacanilor. asta vreau la să Englezii au eu, englezia, o producție industrială de, de gafe venită de la comentatori care, în bună măsură, provin din fotbaliști. Au fost mm. fotbaliști. Kevin Keegan a, a vrut să-l omageze mm. pe Mar cu atâta plumb cu cât poate avea un englez față de un argentinian, mă rog. Și a spus ceva de genul: Nu există jucător mai mare sau mai mic decât Maradona. Așa mai departe. Revin la ce spuneai, te rog. Da, spun că e important să păstrăm regulile de bună vorbire, nu doar dintr-o pedanterie seacă, ofilită sau snoabă, ce pur și simplu, fiindcă e greu fără reguli. De pildă, dacă noi aranjam întâlnirea asta și eu încălcam regula și nu veneam, sau tu încălcai regula și nu veneai, întâlnirea nu avea loc. Deci se producea ceva neplăcut. Sau, de fapt, nu se producea nimic. Dacă n-ai reguli în jocul de remii, e prost. Dacă n-ai reguli în trafic, ai accidente unul după altul. Lipsa de reguli instaurează haos. Blocajul, entropia, haosul. Și atunci e nevoie de reguli chiar și în uh, spațiul limbii române, oricât uh, s-ar uh, ofusca anumiți oameni care practică libertate absolută în, în comunicare, ea este absolută pe bloguri, pe forumuri, pe nimeni nu interesează dacă pui cratimă unde trebuie să dacă ți iese numărul de iuri, dar asta în spațiile acestea unde noțiunea de redactare și de uh, cenzură uh, gramaticală nu există. În momentul când apari public, uh, când apari la un Comunicator public, cum este televiziunea, când ai o funcție, când ai o drăgătorie, când ești profesor, că foarte mulți se intitulează profesori și chiar ne convin că sunt, da? e atunci trebuie să dai o altă croială uh, expresiei tale. Și lucru întristător este că mulți oameni care defilează pe, pe scena publică practic o limbă română nu doar lipsită de nuanță, dar lipsită de reguli. Lipsa de nuanță este un păcat minor prin comparație cu lipsa de reguli care e de nângădui, după mine. Cu Radu Paraschivescu uh, și cu stupoarea mea, Radu Paraschivescu, ascultându-ți uh, pledoaria pentru reguli, uh, extrem de bine argumentată și cu vorba... Extrem de precisă și subtilă, și gustoasă, aș spune, dacă nu este termenul, dar mă rog, mă gândeam la altceva, mă când te ascultam, ok, dar e atât de evident. Stăm doi oameni maturi, în principiu, să explicăm niște evidențe în 2015, într-o țară din Europa. Da. Că trebuie reguli. De deci am descoperit o oh, găina? Ce am descoperit? Fii, suntem uh, acea țară din Europa în care salvarea abandonează muribunți pe trotuar. Sau calcă oameni cu mașina pe trecea de pietoni. Suntem o țară europeană în a care capitala capitală să surpă asfaltul sub ochii noștri. Da? Suntem o țară europeană în care anumite categorii profesionale au amenințat cândva cu intrat în grevă dacă nu sunt disponibilizate. Adică eu cred că, că avem destule particularități. Eugen Ionescu să... nu poate fi decât da, da, încă o mână da, 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 ar, putea revenim? conspecta, ar putea conspecta dacă ar fi în viață, cum aici, ar, avea, ar avea ce scrie. Um, îmi pare rău că efortul este Defazat, pentru că lucrurile astea trebuiau început mult mai mult și au început din mai multe direcții. Bun. Eu fac aceste exerciții de amuzare a publicului și în același timp de avertizare că lucrurile nu sunt în regulă. Da. Mai fac o emisiune, nu e pedagogie. Deci, în momentul e în care tip, vorbim da. și după uh -huh. demonstrația de adinauri, e vorba pur și simplu de pedagogie. Da. Dar ce e foarte îngrijorător e că e nevoie de un asemenea gen de pedagogie elementară. E nevoie, totul este să găsești formula optimă ca să fii citit și ascultat de, de cât mai multă lume. Deci, și dat mai departe. Da, și dat mai departe. Și pedagogia asta nu trebuie să fie pretențioasă și catedratică în momentul în care te adresezi, spun eu, un aulic celor care te ascultă. Te trezești când te mai ascultă multă lume. Fac lucrul ăsta cu, cu plăcere și nu doar ispitit de tirajele pe care le-aș putea face. Fac lucrul ăsta la televizor, într-o mini-pastilă, bon, care are publicul ei și care vrea să prezinte lucrurile într-o anumită formă de ironie și de degajare și să nu uh, livrez lumii portretul unui om acrit Vested care are mici bucurii când se sizează o abatere. nu sunt, nu sunt niciun fundamentalist al limbii, nu sunt un grammar nazi, spus și simplu un om care uh, crede că limba vorbită corect este o formă de uh, bun simț față de locul în care te-ai născut și este o formă de toaletă primenită. Da? Așa cum nu-i frumos să mergi pe stradă puțin sau deschiat la fermoar, tot așa, nu-i frumos să vorbești prost, îngălat și șleampăt, mai ales că asta trădează și un anumit tip de a gândi care este necristalin, ca să nu zic altfel. Terminăm cu portretul pe care ai să-ți-l faci grație chestionarului lui Pivot. Okay. Știe lumea mai bine, adaptat după chestionarul lui Pivot. Zece întrebări, prima fiind care e cuvântul preferat. Roșu. E o culoare. Ok fața de masă nu și poți să <laughs> răspunzi absolut cum vrei și să explici de câte ori vrei uh -huh. sau de câte ori nu vrei care este cuvântul detestat? șarpe sunetul sau zgomotul îndrăgit? Cafe. cafea cafea măcinată mâncarea preferată? <laughs> oh, nu știu mm. tot ce-i dulce dar milfuiul în mod special nu că suntem la RFI. Ok. Băutura preferată. Șvev de mandarine. N-am voie alcool. Bine, n-am voie nici șvev de mandarine. <laughs> mă oprește doctorul. <laughs> dar dar fără alcool mă simt foarte bine. Fără șvev de mandarine nu pot. Lucru fără de care nu poți trăi. Dincolo de șvev de mandarine. Lucru. Mă rog, obiectul, ființa, mă rog, fără de ceva fără Cine, de care nu se poate. Fără companie. Asta însemnând fie persoana de lângă mine, fie cititori, fie vecini, fie... n-aș putea trăi singur. Mi s-ar că nu trăiesc. Ce meserie n-ai fi vrut niciodată să faci? Călău. Cea mai importantă statuie din panteonul personal? Sau <hî>. cele mai? Um, un profesor de zoologie din clasa 6. Uh. Francis vetor. El mi-a dat foarte multe lecții fără să-și propună să facă lucrul ăsta și fără să aibă cu mine un dialog aparte. Părinții și omul lângă în care duc zilele. În ce vrea să te reîncarnezi? Într-o plantă, un animal? Un jucător de fotbal? Balon? palcio. <laughs> da, aș vrea să fiu un mare șef într-un mare restaurant Michelin. Aș vrea lucrul ăsta, da, da. Mi-aș răzbuna multe ne împlinim sau interdicții. Și aș vrea să mă încarnesc și într-un animal, într-un jaguar. Și ce vrea să-ți spună Dumnezeu după moarte? Păi există și alții mai răi ca tine. A fost bilanțul provizoriu al săptămânii semnat Radu Paraschivescu. Mulțumesc, weekend plăcut tuturor. Vă aștept săptămâna viitoare, sâmbătă viitoare, ora 10 și 15, aici, 10 și 15, pardon, pentru trivialitatea 15-ului, aici, la RFI. Mersi, la revedere!